Din nefericire, participăm la cercetarea la fața locului a unui accident pe DN28, produs între două mașini de tonaj mare. Din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul autocamionului de Bacău, probabil pe fondul neatenției, nu a păstrat o distanță suficientă față de autotren, intrând în coliziune cu acesta. A rezultat vătămarea corporală a conducătorului autocamionului de Bacău, care a fost condus la spital pentru îngrijiri medicale. Celălalt conducător auto nu are niciun fel de leziune. A fost testat la autotest? Conducătorul auto de Brașov, la autocamionul cu semiremorcă, a fost testat, rezultatul este seara. Zero. Celălalt conducător auto, i-au fost recoltate probe biologice de sânge, pentru că starea sănătății nu a permis testarea cu aparatul alcotest. Aveți curtele lor, da? Conducătorul auto de Bacău 45 de ani, celălalt conducător auto 52. Stai în șaură!